O casă construită recent din satul Mestacăn, comuna Corni, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, cel mai probabil ca urmare a unui scurt circuit. Tânărul care locuia în clădire nu era acasă în momentul când s-a produs incendiul. Flăcările nu au fost văzute nici de părinții lui care erau într-o altă clădire, în aceeași curte. Alarma s-a dat puțin înainte de ora 23 de către un cetățean care trecea cu mașina prin zonă și a observat incendiul. La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu 3 auto speciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, dar și pompierii voluntari din comuna Corni cu auto specială cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardeau acoperișul casei pe o suprafață de circa 150 de metri pătrați, bunurile dintr-o cameră existând posibilitatea de propagare a flăcărilor la întreaga construcție, dar și la alte clădiri din gospodărie. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor au intervenit 17 pompieri militari și voluntari aproape 5 ore. Pompierii vin cu un set de recomandări pentru prevenirea incendiilor. Nu folosiți instalații electrice improvizate. Nu utilizați receptoare electrice neomologate. Utilizați doar siguranțe calibrate la tabloul electric din locuință. Verificați periodic cablurile de alimentare ale aparatelor electrice și înlocuiți-le atunci când sunt uzate. Amplasați și utilizați aparatele electrice departe de mediile umede. Majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa. Instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând indicațiile producătorului. Efectuați verificarea periodică a instalațiilor de utilizare cu personal autorizat. Orice modificare a instalației de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie și numai de personal autorizat.